Noul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesor universitar dr. Mihai Dimian, a precizat că va continua colaborarea cu aceeași echipă în ceea ce privește managementul instituției de învățământ superior, iar în locul său, prorector cu activitatea științifică, este numit profesor universitar dr. Aurelian Rotaru, fost prodecan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoare. Rectorul Mihai Dimian a prezentat succint activitatea didactică și științifică a noului prorector, evidențiind realizările sale remarcabile și contribuția semnificativă la dezvoltarea domeniului academic. Că trebuie să adăugăm un om și pentru această poziție sunt foarte mulți pregătiți în universitate. Propunerea Senatului a fost aceasta și o susțin foarte mult, pentru că avem în spate o carieră impresionantă. Aurelian Rotaru a obținut titlul de doctor la Universitatea Versailles-Saint-Quentin. A urmat un stagiu postdoctoral în Statele Unite la Universitatea New Orleans. A coordonat singurul proiect de cercetare în rețea, o rețea de excelență la nivel european, pe care Universitatea din Suceava a coordonat-o cu finanțare din Orizont 2020. A coordonat la nivel național un proiect foarte mare de 2 milioane de euro. Profesorul George Linares de la Universitatea Versailles-Saint-Quentin m-a invitat să fac parte din comisia unui tânăr român care susținea doctoratul atunci. Se numea Aurelian Rotaru și am acceptat și m-am dus de la Washington la Paris pentru a vedea această susținere. Și în momentul acela am discutat și despre oportunitatea de a veni la Suceava. Și avea o ofertă din Franța, avea o ofertă din Statele Unite, financiar era mult mai bine și am spus, da, într-adevăr, nu putem să-ți oferim aceste oportunități financiare, dar putem să-ți oferim un vis. Visul de a dezvolta în România ceea ce ai aici. Și mi-a spus că mă voi gândi, dar vrea să aibă și această experiență americană, a plecat la Universitatea New Orleans. Și discutând cu el am spus, ok, avem un vis, dar în același timp te vom susține să creăm acest lucru, să creăm un laborator performant la nivel internațional, repet, similar cu ceea ce experimentezi fie în Franța, în Statele Unite. Și acest lucru l-am creat împreună, avem un laborator de materiale avansate cu dotări de peste 5 milioane de euro, în care vin astăzi doctoranți din Belgia, din Franța, iată, să-și desfășoare studiile doctorale pe lângă cei din România, Republica Moldova și Ucraina.